Albalbaștri nu au decât varianta calificării în finala Cupei României pentru a evita un meci de baraj pentru participarea în Conference League. În formură completă, cu o singură excepție, Mateu, care se va despărți de Universitatea în această vară, trebuie par favoriți după calculurile hârtiei. Camp știe însă că meciurile cu sepsii sunt mereu grele pentru elevii săi, care nu preferă jocul închis al adversarei. Venim după un meci pierdut, 2-1, în prima manșă. Este un meci care înseamnă foarte mult pentru noi, Obiectivul principal pentru noi, mai ales în a doua parte a acestui an, acestui campionat a fost și este Cupa României. Nu suntem mulțumiți de faptul că am pierdut acolo. Nu am avut parte de un joc bun. Așa, după cum știți, că am mai discutat despre meciul respectiv. Concentrarea este maximă. Jucătorii sunt pregătiți. Alexandru Crețu, unul dintre cei mai informă jucători ai alba albaștrilor le promite suporterilor că echipa va da totul pentru calificare. Pentru noi este meciul campionatului, este foarte important să întoarcem rezultatul. N-am făcut un meci destul de bun la ei acasă și sperăm că pe Oblemenco să, să facem suporteri fericiți și să ne calificăm în finală. Meciul dintre Universitatea și Sepsi se joacă în această seară de la ora 19.30 pe stadionul Ion Oblemenco. În finala programată pe 19 mai, s-a calificat deja fece voluntari.